pe la 12 ani am mers la Masa Bradului. Masa Bradului este, se face la nuntă, unde e masa tineretului, al ginerului și al lui Miresica. Și de acolo am învățat foarte multe cântece, de la Masa Bradului. Și acolo era Masa Bradului gratis. M-am născut într-o familie cu 4 copii. Tatăl meu a fost zidar și mama mea, fiind dintr-o localitate din Scorniceri, din zona Oltului, de acolo am avut și atracția de a cânta, pentru că m-a luat mama mea pe la Olt, pe la fratele dânsei. Auzeam lăutarii cântând și acolo am învățat alte cântece din zona Oltului, iar mă venind încoa în zona Telormanului, zona hotar cu Telormanul Slobozia, am învățat alte cântece și s-au adunat melodiile foarte multe și am început să cânt la nunți și duc tradiția mai departe să vadă omul cum se făcea odinioară. Ai foaie verde, bomnaut, măsculai noaptea de mult, mă uitai la răsărit, mă taică, mă văzui timpul merge bine, pusai plugul pe rotile, dă mâncarea pe cobile. Și-mi plecai la arături, mi-ar ai 6 săptămâni, să pui linte și fasule, să trăiesc la iarnă bine, că pe timpul lui bani știrbei, puneai plugul unde vrei și arai pe cât puteai. Le, 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 și iar le, le. Da, cucule cu pene lungi, iute mai veni și pe lungi, colo-n Valea Boului, pe cumpăna Puțului și pe dealul Dululului. Ce cânt cu ce daletele, nu ne cazurile mele, cântă cu ce cioi cânta, măi, dar nu o supărarea mea, măi. Le, 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 și iar le, le. Dar n-ai văzut, n-ai auzit, dacă cucu mi-a venit, veni cucu pe de vale. Și mândruța cu mâncare, cu mâncare și tutun, și la boi cu un braț de fân. Le, 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 și iar le, le, măi. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce vă doriți, de fapt? Doresc să duc mai departe tradiția și cântecul popular, pentru că muncesc foarte mult din greu ca să duc și cântecile și costumele care am în colecție. Vreau să fac expoziții de costume în țară și în străinătate și să povestesc despre ele, pentru că eu lucrez costume populare, croșetez, le stilizez, le refac. Cine v-a învățat asta? Am învățat de la bunica, după cum m-a spus despre și dumneavoastră, și de la vorbit. Divan. Interesant. Grigore Leșe, vă rog. Mi-a plăcut foarte mult. Și mie. Se vede că vin dintr-o familie săracă. Păi de aceea cânt așa. Mulțumesc foarte mult. Mi-a plăcut mult. Da. Eliza Stan, vă rog. Cum v-a venit să cântați? Ați auzit la radio? Ne cânta mama sau... noastră, ne cânta și am auzit la un pick-up la o vecină. Noi nu aveam curent electric și acea vecină punea, băiatul dânsei punea pick-up-ul și cântau mari soliști, începând de la Maria Lătărețu până la mari soliști mai noi. Și asta de acolo am... Și la urmă ne-am dus la vecin la televizor, ne-au primit anumite persoane, niște familii. Ne-au spus să fim curați, să intrăm curați la ei în casă. Deja eu eram al casei, le făceam mâncarea eu. Sora mea era cu curățenia, ne-a lăsăsem fiecare pe sectorul lui. Știți să și gătiți? Da, gătesc foarte mult. Eu fac și pâine în țăst, chiar am făcut. Foarte. Deci atâtea talente într-un singur om. Da, dar vedeți de ce? Exact cum s-a spus. Pentru că a fost nevoit. Știe Mircea Dinescu să facă pâine în țest? Da. Ia uite, domne, aplauze! Da. Sigur că da, și eu... Păi perfect, e, păi da. Poate facem... Întrebați-o exact. Dacă știe să facă și țeste, că țeste fac eu. Țesul e ca un clopot așa de exact. Pământ, ars, mă rog, uscat așa, pe urmă se arde, da, se pune o piatră
jos ca să se încingă piatra aia. Nu se pune nicio piatră. Nu puneți piatră? Să vă spun nu? Cum se face. Deci, păi da, nu, eu vă spun cum e la noi în Oltenia. Nu, deci pământul de țăs se calcă de 9 ori, după fiecare călcare de pământ se face mușuroi ca un fel de piramidă și mai multe persoane... De 9 ori, fii adică s-ar putea să aibă, Grigore, o semnificație asta. Ca să fie jucat cu vârfurile degetelor tot până să întinde masa, după aceea să face un guguloi ca nuca, să pune într-o parte. Când sunt 9 nuci, s-a călcat de 9 ori. La urmă să lasă până mâine dimineață și să face în curte pe niște mușuroaie tot de pământ cu lipan. Și să face ca un fel de lipan mare. Da, ca un fel de ciuperc așa și după aceea se dă orificiul acela cu o furca de la țesut și la urmă se spoiește cu alt pământ ca să aibă un finisaj mai modern. Dacă pâinea nu are loc, se mai face cu lingura de alumin ca să fie rotundă pâinea. Uite, el este un tezaur, serios, că nu mai găsești personaje de genul ăsta. E adevărat. Acum e culmea că postez pe Facebook că fac pâine și vine câte cineva din Slobozia și din comunele vecine că e soția însărcinată și mă pămânesc cu mașina ca să-i dau un codru de pâine că naște nevastă peste o săptămână de toate bunătățurile pe pâinea. Bravo! Mulțumim! Ești tare de tot! Mulțumim! Eu ți-am pus 10, să știi. Cornelia! Cornelia, te rugăm! Acum... Și eu am pus 10, să știi. Mulțumesc. Un singur lucru vreau să-mi spuneți. Ce este cu trăistuța aia, că pare din Bucovina? La anunț, am formație când la anunț, imit pe Sofia Vicoveanca. De mic am imitat. Dar trebuie să știți... Da, că nu e de acolo. Că nu este din zona din care veniți. Și să nu mai purtați, pentru că nu va duce niciun câștig. Da, a reținut. Ce să zic? Poate ne-o vedeam, partea a doua. Mulțumesc mult. Succes, Doamne ajută. Vino seara pe la noi. Ionelule, ce mai faci, băiatule? Aici, lângă noi. Salut! Sănătate? Ce faci? Mai bine? Am venit să cânt la această emisiune. Cum o imitați pe Sofia Vicoveanca? Nu, mai că nu mai îndă voie. Mai bine nu mai am traista după mine. Aolo, de trebuia cine nu vă mai dă voie? Păi mi-a zis ca să nu mai au traista, dar eu am uitat să specifică la noi să purta traista, dar alt fel de model de traista, din aia ca un fel de sac. Să punea la spinare. Asta era. Dar viu cu sacul acum la spinare și aduc ceva în el. Și ce credeți că punea în sacul ăla acolo? Punea șuncă, o jumate de tuică, 4 cepe roșii, 4 albe, da, de ce 4? Alea roșii pentru femeie dacă avea copil ca să facă lapte, așa, că nu știți. Da, așa? Nu știm, chiar nu știm, păi de șapa roșie face lapte? Face lapte femeia, dacă e însărcinată, adică dacă e însărcinată, bine că a născut, era născut, adică să aibă copil mic, face lapte din aia roșia mai mult. Păi și dacă pui 5 cepei cu ghinion sau ce? Nu, 4 de-alea, 4 de-alea, păi 4 țele mănânce soțul ca nu cumva să umble la 4 cepe ale lui soția. Ei pleacă la sapă, în cuplu, și copilul e acasă sau ulea cu ei în căruță și dă să sugă. Le vedem la probator? Dumnezeu acum, nu știu. Aș dori să mai vă... să viu cu o piesă de teatru din asta țărănească la dumneavoastră. La el. Oh, la hai mine veniți cu o piesă de teatru, dar aveți ceva așa? Să vă și dau această piesă, să o învățați, să o publicați dumneavoastră, pentru că eu fac și eu teatru țărănesc. Teatru țărănesc? Da, din ăsta, cum era odinioară. Teatru țărănesc, adică unde? Ce înseamnă teatru țărănesc? Asta vreau să știu. Cum adică teatru țărănesc? Adică teatru țărănesc înseamnă așa. De exemplu, așa, eu, un pic, da. Imitând o băbuță, aolu, Gheorghe, că ai murit. Aolu, Gheorghe, că ai murit, Gheorghe, stai, Gheorghe, acolo. Că aici e locul tău, nu pun mâna în părul meu. Că o bătea, adică o jumulea, să stea, să moară, să facă el ducă-să. Ăsta e teatru țărănesc? Da, dar nu ai multe ăsta. E foarte priceput. Păi, da, gata. Veniți, ne mai întâlnim o dată. V-am găsit ucenic. Da, mulțumesc. Eu... Ia uși bine. Eu sunt. Maestre, maestrul și... Margareta. Margareta. Ia luați Margareta cu dumneavoastră și mergeți de ieșit cu Margareta. Vorbim despre teatru țărănesc. Să repeti. Du-te, joacă-l pe Gheorghetu. Cu ce pe să vin?